a început cu căsătoria noastră. Pasiune la el era dezvoltată, la mine era incipientă. Mi-a dezvoltat, m-a inițiat în ale muntelui, am avut pasiuni comune și am fost împătimiți ai muntelui amândoi. După câțiva ani de drumeții, numai în doi, la o împrejurare nefericită, la mormântarea unei colege de serviciu și vecine, ne-am adunat mai mulți, întâmplarea a făcut să ne adunăm mai mulți pasionați ai muntelui. Și atunci am stabilit să înființăm un club în care să ne adunăm toți iubitorii ai muntelui. Și așa am ajuns și la începutul februarie, pe 4 februarie, mi se pare, am înființat în 1974. Pe 4 februarie am înființat clubul de drumeție România Pitorească, al cărei naș a fost Ion Toma. Era președintele revistei România Pitorească, împreună cu Valentin Hosu și cu Ioan Preda, redactor ai României Pitorești de la data respectivă. Prima întâlnire a fost pe 28 martie la, unde e acum Cabana Capra. Acolo a fost, am plecat pe Transfăgărășan, era încă zăpadă, era ziua mea și am primit primii ghiocei cadou de la membrii clubului de acolo. Am și acum o plachetă de acolo care am primit-o cadou. Iar următoarea a fost la actuala cabană Cuca, unde era o stână părăsită și atunci am stabilit ca să refacem, să, din acea stână să facem o cabană. Și am început încă din iarnă, de la începutul lui aprilie, era încă zăpadă, am început să facem pregătirile pentru amenajarea. Amenajarea este puțin spusă pentru faptul că nu mai era decât o urmă de acoperiș și doi pereți. Și cu foarte multă dragoste, și având, l-am apucat și am construit-o. Până în vară a fost deja făcută. Am ridicat-o, am construit-o, am amenajat-o. A fost foarte greu, nu era drum accesibil, decât 2 km se putea merge de la Voinea cu mașina,
și restul am cărat totul numai cu spatele. Am fost primii inițiatori de construire de cabane din țară. Și am fost, erau amicii munților, au fost înființați înaintea noastră, erau mult mai vechi, dar n-aveau cabane. Exceptând vechile cabane cu tradiție. Exceptând, da, care au fost construite de admir, de organizațiile turistice mai vechi. Da, dinainte de război. Dinainte de al doilea război. Da, dinainte de al doilea război. Dar așa ceva, până atunci nu. Noi am fost primii care am început să construim și după aceea am făcut amicii munților cabana Cânaia. Cred că la vreo 10 ani au făcut ei Cânaia, au făcut la Vâlcea, au început și s-au mai făcut în țară o serie de cabane. Dar noi am fost inițiatorii și am fost primii inițiatori din țară care am elaborat primul regulament de ordine interioară al cluburilor. După ce am terminat-o, cabana Cuca, am plecat într-o iarnă cu un autobuz, aveam un autobuz, se chema Margareta, era un autobuz dat la reformă, dar și era mașina cu care ne transporta pe noi. Și am plecat într-un, era zăpadă foarte mare, cred că început de martie, cam așa ceva. Am plecat la Valea lui Ivan, pe Crucea Grănicerului. Zăpada era foarte mare și am zis să nu ne mai întoarcem pe acolo și să o luăm, am luat-o așa. De-a dreptul. De-a dreptul. Și am luat-o, de fapt, am ieșit în Valea Dragoslovenilor. Pe actuala Cruce Galbenă. Am luat-o, exact. Aia a fost prima Cruce Galbenă, a fost marcaj făcut de mine cu bărbatul meu. Noi amândoi am făcut primul marcaj acolo. Și am coborât. Când am luat-o pe firul văii, așa, și am ieșit exact la Garofița. Și atunci am văzut cabana. Am urcat, mi-aduc aminte că am urcat cu soțul meu în camera aceea de sus, să urca pe o butură, prin cățărare. O butură și după aceea prin cățărare, nu era scară, n-aveai cum să te urci. Și ne-am urcat acolo și am zis, n-ar merita să o facem și pe asta. Cabanele au fost copiii mei, pe care noi am avut, și clubul a fost familia mea. A însemnat foarte mult.